În 5.000 de orientare, cred că totdeauna lucrurile neprevăzute, să spunem, nu numai la cele neprevăzute, și la cele care simțim din partea Domnului, să se facă voia Domnului Iisus. De 1.000 de ori vreau să mă iertați, dar primul care are nevoie de trezire de aici sunt eu, după ce le trece puncte de ele. Și faptul că de aici trebuie să plecăm neapărat cu hotărârea fermă. Trebuie să devenim alți oameni, și adică oamenii lui Dumnezeu, total dependenți de Dumnezeu și la dispoziția lui Dumnezeu. Faptul că dorim lucrul acesta, fiecare minimele noastre ar trebui să înceapă, chiar dacă și eu am zis în proiectul meu, Doamne, dacă Tu nu mi-ajuți, eu nu pot cele 10 puncte de el, dar am pe inimă, și dacă cineva a mai văzut aceasta în dreptul lui, hai să începem, chiar dacă nu putem. Doamne, eu te laud pe tine și Tu poți să mă schimbi. Tu poți să mă trezești. Hai să înceapă hotărârea noastră de trezire. A ne apropia de Domnul prin a lăuda pe Domnul. Și cum s-a citit textul din seara aceasta, adevărat, adevărat este. Mare Dumnezeu avem. Dumnezeu ăsta mare a nostru ne poate aduce la stare.